Prima asigurare, pentru că fratele a predicat așa de frumos, nu o să predic lung, vă promit că termin înainte de 10. A doua asigurare, nu o să mă leg deloc de David. Și vă spun unul din motive, am mai multe motive. Odată, nu știu la binecuvântare de ce ar trebui să le zicem noi ceva copiilor, cu oricum ei n-au nicio treabă dar mi-a dat de gândit numele. Am zis, dacă seara asta telește David, ar fi cam povestea aia, David și Goliat. El mai micuț, tu mai mare, dar nu-mi place finalul poveștii cu Goliat, așa că nu o să mă leg de David. În seara aceasta o să... Lângă asigurări, vă pot face multe, am și o rugăminte, poate mai multe rugăminți. Ultima dată când am fost la voi, cred că titlul predicei era Acum sunt bine. Dar eu nu eram prea bine. Adică mă dorea un pic piciorul. Nu știu ce v-ați rugat în seara aceea, că am ajuns la Cluj, m-au luat durerile și din Cluj am plecat operat. Deci am o rugăminte. Vedeți ce vă rugați, arată. Ca să știu dacă mai vin pe la voi sau nu, da? Vă invit să vă așezați pe locurile voastre, să citesc din Scriptură ceva pe parcurs. Mă gândeam că sunt multe feluri în care îi poți împărți pe oameni. Câți dintre voi știți oameni vorbăreți? Știți oameni vorbăreți? Care la timp și ne la timp ei... Și dacă n-au ce spune, au ce spune, așa da? Ei vorbesc, da? Să vă bucurați că nu v-am întrebat câți sunteți vorbăreți, da? Și câți dintre voi știți oameni tăcuți? Foarte tăcuți, da? La unii se vede din copilărie că sunt vorbăreți și tăcuți. Alții își dau drumul pe parcurs. Întrebarea mea ar fi, ce credeți că vor face vorbăreții după moarte? Și ce credeți că vor face tăcuții după moarte? Nu știu care este părerea voastră, eu vreau să vă spun că după moarte vorbăreții vor vorbi și după moarte tăcuții vor vorbi. Și nu mă refer la faptul că vor vorbi în lumea de dincolo, pentru că în lumea de dincolo se vorbește. Chiar dacă vreți exemplul acela arhi cunoscut, pilda bogatului și a lui Lazar. Știți că ei au plecat în locuința morților, dar știți ce se făcea în locuința morților? Se conversa. De asta avem discuția celui din Chinuri cu Avram, părinte Avrame, toate celelalte, încearcă să discute vis-a-vis -vis de viața lui, de locul, de Chinurile în care se află. Când vede că nu mai poate face nimic pentru el, schimbă subiectul și dialogul continuă pentru cine? Am frații mei acasă pe pământ, hai să facem ceva pentru ei ca să nu ajungă în acest loc de chin. De fapt, expresia, ca să adaug un pic la predica fratelui, nu că ar fi nevoie, Și ce spune? Să trimitem pe cineva să le spună să se pocăiască, că dacă nu se pocăiesc, vor ajunge în locul acesta de chin. Iar dacă se pocăiesc, nu vor ajunge. Și acum așa, în paranteză, eu vreau să vă spun că deși unii studenți la teologie cred că a fi student la teologie într-o vreme e în Iad, nu. Iadul nu este loc în care se învață teologie. Și eu m-am întrebat, de unde a știut omul ăsta că dacă frații lui se pocăiesc, n-aș Eu cred că a ascultat o predică ca a ta. Numai, știi, frații lui, ce-o fi zis, nu-i vorba aici la tine, ce-o fi zis, bă, ăsta e cam tinerel, noi suntem de 50 de ani de pocăiți și el ne spune nouă să ne pocăim. Păi să le spună la ea din stradă să se pocăiască, nu nouă să ne pocăim, Poate așa a fi gândit și bogatul și frații lui și acum zice, te rog frumos, trimite să-și bage mințele în cap că e chiar serioasă treaba cu pocăințe. Nu se pocăiesc cum am făcut eu, ajung aici, dar dacă vor lua în serios pocăința, nu vor ajunge în locul acesta. Morți care vorbesc. Câți, câți dintre voi credeți că morții vorbesc, apropo, așa, totuși? Asta e merită filmată. Câți credeți că morții vorbesc? V-am spus, nu mă refer la faptul că se vorbește dincolo. Că dincolo chiar se vorbesc, adică unii vor striga munților, cădeți peste noi. Spuneți-mi, morții din corul acela ceresc vorbesc? striga, aleluia, slavă Domnului, tu ești vrednic, vorbesc? Că ei sunt morți, nu? Au trecut acolo în registru, sunt morți. Dacă te duci și întrebi, bunica e moartă din 21, da? Sunt, nu, nu e moartă. Ea cântă în corul acesta îngeresc, îl slujește pe Domnul. Ce mi se pare mie mai interesant, nu doar că morții vorbesc dincolo, mie mi se pare interesant că morții vorbesc pentru noi, cei de pe pământ. Acum știu că unii vă gândiți, bă frate, asta e prea de tot. Stați un pic liniștiți și o să văd dacă vă pot convinge cu cuvintele voastre. Am o întrebare. Câți dintre voi ați băut un ceai cu eminescu? Creangă? Am o altă întrebare. Cât orva dintre, la câți dintre voi va a vorbit Creangă și Eminescu? Serios? Dar nu sunt morți. Că nu de mult noi am sărbătorit că o sută de ani, sau... hai, hai, să le luăm mai spirituale, așa, sau mai aproape de noi, va vorbit cuiva Dumitru Cornelescu? V-ați întâlnit cu el și ați vorbit vreodată cu Dumitru Cornelescu? Eu cred că majoritatea de aici Trebuie să recunoașteți că Dumitru Cornilescu a avut o influență asupra statutului vostru spiritual. Vreți un pic să fim mai aproape, ați auzit de David? David ăla altul, nu David, ați auzit de David? La un moment dat, Scriptura spune despre David că David este mort și știm unde este mormântul lui și toate celelalte. Va vorbit cuiva David? Există cineva căruia căruia i-a vorbit David? Mie mi-a vorbit foarte mult, de foarte multe ori, și când mi-a plăcut și când nu mi-a plăcut. Haideți să vă mai spun ceva. Pavel este mort, dar mie mi-a vorbit și îmi vorbește Pavel și sunt sigur că o să-mi vorbească. Petru este mort și Petru mi-a vorbit și o să-mi vorbească de foarte multe ori. De fapt, să vă spun eu cum am constatat că și morții vorbesc. Din, din scriptură, că încerc să găsesc anumite lucruri în scriptură. Și la un moment dat citeam pentru a nu știu câte oară pasajul acela din Evrei, capitolul 11, știți, eroii, credințe, toate celelalte. Și interesant că primul care este adus în discuție, ca exemplu, după ce se spune că fără credință este imposibil să fim plăcuți lui Dumnezeu. Primul exemplu al credinței, știți cine este? Abel. Din câte știu eu, Abel e mort de mult. Și era mort și când apostolul Pavel scria, deja avea mii de ani de când era mort când Pavel scria. Și ascultați Versetul 4. Prin credință a adus Abel lui Dumnezeu o jertfă mai bună decât Cain. Prin ea a căpătat el mărturia că este neprihănit, că și Dumnezeu a primit darurile lui. Și acum ascultați ce spune Apostolul Pavel. Și prin ea, ce face el încă? Deci Pavel spune, din punct de vedere fizic este mort, dar Abel continuă să vorbească. Și când am citit asta cu câtva timp în urmă, cum morți morții vorbesc? Că eu știu că morții tac. Adică prin slujba mea eu am fost la tare mulți morți. Bun, adevărul este că eu spuneam așa, că morții vorbesc în sensul că de câte ori te uiți acolo, el sau ea îți spune și tu o să fii ca mine. Cam asta era ideea, că ăia ne țin predica sigură și tu vei ajunge ca mine. Dar Uite că Apostolul Pavel spune, morții vorbesc. Abel, după sute și sute și sute de ani, încă ne vorbește și acum, după mii de ani, ne vorbește. Și atunci am stat și m-am gândit un pic, cum vorbesc morții? Și cum ne vorbesc nouă? Și m-am gândit, păi simplu, morții ne vorbesc prin operele lor, prin realizările lor. Nu m-am întâlnit niciodată cu Enescu, dar dacă îi ascult, un cântec, Enescu îmi vorbește ceva. Nu m-am întâlnit niciodată cu pictorul nu știu care, nu l-am văzut niciodată pe Brâncuș, l-am văzut în poză. Dar când mă uit la o operă de-a lui, Brâncuș îmi vorbește. Și apoi am venit la cele din Scriptură, v-am spus și am luat pe apostol, nu m-am întâlnit niciodată cu Matei, nu m-am întâlnit cu Ioan, nu m-am întâlnit cu doctorul Luca, dar Dumnezeu prin Duhul Sfânt i-a inspirat să scrie niște materiale. Ei sunt de mult plecați, dar prin operele lor vorbesc. Vreau să vă spun că toți vorbim mai mult sau mai puțin în viață, dar toți vom vorbi când plecăm. Și știți cum vom vorbi când plecăm? Prin ceea ce am făcut în viață. Unii care n-au făcut nimic o să vorbească. Și prin faptul că n-au făcut nimic o să ne spună mi-am trăit viața fără niciun rost, că nu pot lăsa nimic în urmă. Și alții prin conduita lor, prin credința lor, că toate vin din credință, din relația cu Dumnezeu, prin realizările care le au, eu zic, în dependență de Dumnezeu, asta ar fi frumoasă. Să știți că și ea în dependență de diavolul, și ea ne vorbesc, și ea care distrug și care fac rău, și pentru ei există și din partea lor există o mărturie. Mă gândeam la Domnul Isus Hristos care fizic în trup a murit Sigur că El trăiește ca Fiul lui Dumnezeu într-un trup nou slăvit. Și am zis, foarte interesant, Hristos, din punctul de vedere al operelor, n-a scris nimic. N-a scris nicio cântare, n-a scris nicio poezie, n-a scris nicio evanghelie. Dar spuneți-mi, când Isus a murit, a continuat să vorbească sau a încetat să ne vorbească? Cum ne-a vorbit Hristos după ce a plecat din lume? Cum ne-a vorbit? Vă spun eu, prin ucenici. Domnul a făcut altceva și a ales niște oameni și a pus amprenta învățătura niște oameni. Hristos n-a scris, dar a scris Petru, a scris Ioan, a ajutat de, a scris Marcu, a ajutat de Duhul Sfânt, cum spuneam, a scris Pavel, a scris Iuda, fratele Domnului. Haideți să vă întreb repede ca să nu uit. V-a spus cineva că într-o zi o să murim și noi? V-ați prins că în momentul în care murim nu încetăm să vorbim? Întrebarea mea este: Ce ai realizat până acum în ascultare de Dumnezeu ca după ce vei pleca să continui să vorbești? Pentru că toți vom vorbi. Câți dintre voi ați participat la construcția acestei clădiri? Știți că atâta vreme cât o să rămână clădirea asta în picioare, o să vorbiți. Întrebarea, ne-am lăsat folosiți de Dumnezeu să facem ceva? Ca după ce vom pleca să vorbim bine, să vorbim frumos, să vorbim înțelept, să vorbim adevărul. A doua întrebare, pentru că spuneam de Domnul Isus Hristos că El a continuat să vorbească prin ucenici. Câți dintre voi ați influențat viața cuiva? Nu, nu vreau să vă întreb chiar așa direct câți dintre voi aveți un ucenic și spui, frate Iuga, eu o să plec în hotărește Domnul. Ascultă-mă, am cinci fete în care m-am investit. Astea și după moartea mea o să spună ce le-am învățat eu. Cam zis de fete, am rămas așa surprins ca o mărturie, a venit o soră câțiva ani în urmă și a spus, frate Iuga, am școală puțină, cu tare, cu tare. Adică a, a spus cam tot ce a putut să spună despre ea, să-mi spună că nu-i calificată. Și zice, m-am dus odată la un curs, nu știu cine m-a invitat, și cei de acolo au zis să luăm o cărticică și să-i mai influențăm și pe alții. Și știți, unii nu sunt așa de spiritual ca noi. Unii chiar iau lucrurile în serios și femeia zice, bă, dacă Dumnezeu m-a trimis aici, hai să încerc să fac și eu, că cu cine să încep? Cu fetele mele și nu știu cu cine. Când eu am fost chemat să vorbesc la o întâlnire a surorilor, sora, nu știu, nu vreau să greșesc, avea deja câteva sute de femei și fete cu care a parcurs cartea și le-a împărtășit învățătura. Și apoi se întâlneau anual să celebreze cu tare și -o am zis, eu vin la întâlnire cu o singură condiție, să-și aducă toate și bărbații, că poate reușim să-i molipsim un pic și pe ei, să treacă măcar peste o carte cu poze, dacă nu cu altceva. O femeie care dacă te uiți în urmă, spune, frate, prin Harul lui Dumnezeu am reușit să influențez într-o mai mică sau mai mare măsură pe cineva. Dacă rămân tot în zona surorilor, așa n-ați -aș citit niciodată în scriptură că Maria s-a dus la mormânt, a văzut că mormântul e gol, a văzut îngeri acolo, s-a gândit să vine, să le spune la frați ei că uite ce ăsta, și frații, ca să o încurajeze, ce au zis. Atunci au cântat cântarea, sunt chemduți și clătinați. O să că, Marie, dragă, ești cam. Și în prima fază și a spune, păi femeia asta a pierdut vreme. Mai bine mergea în altă parte. Adică tu vii cu sufletul deschis la ucenicii Domnului, le spui ce ai descoperit, ce ți-a vorbit Dumnezeu prin înger sau... Și ăștia zice că ești dusă cu pluta, că ai stat prea mult la soare sau ceva. Și după asta am zis, băi, tu crezi că femeia asta a vorbit degeaba? În prima parte se pare că toți au etichetat-o. Apoi am fost atent în scriptură și am spus toți au zis că nu-i kosher, dar doi dintre ei ce au făcut. Au că totuși mergem să vedem. Cine erau cei doi. Petru și Ioan. Petru merge la mormânt, vede și el ce vede acolo, cei mai mulți spun că probabil în timp ce se întorcea sau așa i s-a descoperit Domnul Isus că seara deja Petru spunea, m-am întâlnit cu Domnul când i s-a arătat lui Petru și am zis, cred că Maria n-a fost degeaba acolo. Maria doar i-a dat o scânteie lui Petru să spună, Simone, scoală-te, cercetează, verifică. S-ar putea Hristos să fie viu. Maria n-a predicat la Rusalii. La Rusale a predicat altcineva și s-au pocăit 3000 de bărbați. Maria n-a fost în fața sinedului, Maria n-a predicat următoarea predică, n-a ridicat bolnavul de acolo, nu i-a spus în numele lui Iisus, ridică. Știi ce a făcut Maria într-o zi? I-a dat un ghiont lui Petru. Și apoi Petru, ajutat de Dumnezeu, a făcut ce vă spuneam inițial. Toți vom vorbi. Și după ce plecăm, vom vorbi prin ce am făcut sau n-am făcut, vom vorbi prin ucenicii pe care i-am influențat sau nu i-am influențat, la bine sau la rău. Și ca să trecem de la opere, că o să spui frate, n-am dar, n-am cu tare, nu știu dacă pot face ucenici, vreau să vă întreb, știți că morții vorbesc și prin copiilor? Câți dintre copii vă amintiți expresia ale părinților? Care poate la un moment dat chiar te enervau. Și după ce a plecat mama sau tata, sau după anumite vârste, bă, tata spunea așa, mama spunea așa. Și acum mai dai dreptate. Mama e plecată de 20 de ani, poate. Și tu îi repeți cuvintele. Tata este plecat, dar tata prin tine vorbește ca să nu mai leg de expresia românească, că știți că în lume era lume, un pic mai normală, cu plusuri sau cu minusuri, oamenii spuneau un adevăr. Copilul acesta are sau nu are ce? Cei șapte ani de acasă. Ce vreau să spună prin asta? Ăsta a avut părinți care în șapte ani au făcut ceva cu copilul acesta. L-au educat. Sau au avut părinți care șapte ani nu și-au făcut datoria. Părintele spunea despre el prin copil. Mi-am făcut sau nu mi-am făcut datoria? Am încercat să-mi fac sau n-am încercat să-mi fac datoria? E ca să mă leg un pic și de binecuvântare. Știți că toți oamenii aceștia care vorbesc și după ce mor, vorbesc și înainte, vorbesc după ce mor, mai ales cei care vorbesc de bine, care spun adevărul. Știți că oamenii aceștia într-o zi toți au fost în scutece? Și David, și Petru, și Pavel, și Solomon, pe care vreți voi, într-o zi toți au fost în scutece. Știți asta? O perioadă toți au fost în familie. Și dacă ne uităm la oamenii care au lăsat ceva înțelept în urmă, o să ne dăm seama că oamenii cei au fost crescuți de părinți. Au fost crescuți de o anumită categorie de părinți. Dacă ne uităm la copii pe care noi îi apreciem că i-a folosit Dumnezeu mai târziu, găsim la cei mai mulți părinți care au crezut în Dumnezeu, care au avut respect față de Dumnezeu, care s-au rugat pentru copii, care i-au învățat rugăciunea, care au știut voia lui Dumnezeu, care au educat copiii în voia lui Dumnezeu, părinți care au știut că cel mai important lucru pentru copiii lor este să creadă în Dumnezeu și să asculte de Dumnezeu împlinind voia lui întotdeauna. Am eu așa o întrebare. Voi credeți că toți ăștia care mai târziu au vorbit bine, și după moarte vorbesc bine adevărul, voi credeți că au fost cei mai faini copii și cei mai serioși copii de pe fața pământului? Pe aici, prin zona Dejului, se pun, frate păstor, porecle. Mai ales pe la țară, așa e? La țară, da, acum și la noi. Cineva a spus, dacă te duci în săliște și dai cu piatra în câine, dacă nu strigă Chiș sau Vlad, strigă Iuga. Deci dacă te duci în săliște și zici unde Iuga, poți să uiți, poți să să-ți o cauciucurile. Dacă întrebai după poreclă, unde-i Mihai Pocăitu? A, ah, știu, Mihai Pocăitu, da? Unde-i cutarea? După poreclă toată lumea te știa. Să știți că și la evrei se mai puneau porecle. Noi avem multe în comun cu evrei, și încăpățânare, și ideea asta, că noi suntem barosani, aia nemernici, și asta o avem, nu știu, de la ei sau ei de la noi. Într-o localitate, într-o familie, se nasc doi băieți. Și băieții se portau foarte frumos în localitate. Eu vreau să ajung la faza în care ei se plimbau cu n -na zice cu motoarele, că era deja prea, nu știu, cu trotinete sau cu ce se plimbau. Ce am înțeles eu? Că atunci când veneau băieții ăștia pe stradă, zburau gâștele, săreau curcanii, zburau puii, se ascundau miei. De unde am înțeles asta? Că satul le-a pus o poreclă. Fii tunetului sora, așa -i? Îți imaginezi? Deci când ăștia treceau cu bicicleta pe stradă, vă cam dați seama ce frâne și ce viraje făceau frate, ce piruiete făceau ăștia, că s-a tot Zici că tună, fulgeră. A cui erau ăștia? A, zebedei, dar ăsta om cu teamă de Dumnezeu și nevasta tot și copiii fii tunetului. Trece o perioadă, nu știu, cu lacrimi, cu bucurii, cu mustrare, numai Dumnezeu știe ce a fost acolo cu educație, sigur cu întâlnire cu Isus Hristos, îmi spuneți și mie ce au devenit fiii tunetului. Unii dintre... Era cumva unul dintre ei foarte apropiat de Isus Hristos? Cum îi chemeau pe cei doi? Nu, nu știți, o să mai citiți pe acolo. Adică întrebarea mea, din fiii tunetului, poate scoate Dumnezeu fiii cerului? Cu sau fără părinți? Clar nu fără Dumnezeu, e clar nu fără Hristos. Ei merg împreună, părinții cu rolul lor și Hristos cu rolul lui. Ce aș vrea să vă rog pe voi, părinții, din ziua de astăzi? Creșteți-l pe David și pe ceilalți copii în învățătura Domnului. Eu nu vă spun nimic nou, că le ați auzit toate. Chiar mă gândeam la un moment dat să vă dau niște sfaturi, Știți că toată lumea știe cum se crezi copii. Adică s-a născut un copil și trebuie să-l scăldăm, da? Eu vă rog, scăldați în rugăciuni trebuie să-l hrănim. Hrăniți-l cu adevărul. Trebuie să-l învățăm să vorbească. Învățați-l să vorbească limba cerului. Asta cu a pământului, aveți cine? Puteți găsi profesori în toate limbile pământului semne. Învățați-l să vorbească limba cerului. Și v-aș putea spune multe, le știți, n-ar vrea să vă obosesc cu toate astea. Noi o să ne rugăm ca Dumnezeu să vă ajute, sper biserica să vă și ajute să-i creșteți pe copii, nu doar să vă sfătuiască. Dar să ne gândim la următorul lucru. Copiii noștri, David, care teoretic nu vorbește nimic acum, da? Va trece foarte puțin timp, că așa trece, cel puțin pentru noi care vă vedem peste 2 ani și ce repede au crescut. Acum pentru tine care îl crește în fiecare zi, crește un pic mai încet, da? Dar o să vorbească. Noi ne gândim ce o să vorbească acum. Dar ascultați-mă, și el, și eu, și voi, noi o să vorbim și după plecarea de pe pământ. Și dacă ne-a folosit Hristos câte vreme suntem în viață să vorbim pentru El și adevărul Lui, o să ne folosească Hristos prin ceea ce am trăit, prin credința noastră, prin realizările noastre, prin felul în care poate să ne pună El în plan Lui. Oameni buni, dacă putem să ne învățăm ceva copiii, să învățăm că Dumnezeu are un plan anume pentru viața lor și indiferent ce vrea tata, mama, pastorul, biserica, să spunem copilului părerea noastră poate fi bună și importantă, sigur, din iubire, dar contează voia lui Dumnezeu fii ce așteaptă Dumnezeu de la tine. Am un caz de care îmi place mult. Oricum îmi place de toți apostolii, dacă vreți. Cam câți dintre voi credeți că mama fiilor lui Zebedei a avut o descoperire înainte de a naște că ăștia doi o să fie apostolul lui Hristos? V-am spus, eu mi imaginez pe unul, Petru, cât era el de figură, ce-o fi fost când a fost copil, da? Unii puteau fi cei mai figuri copii de pe fața pământului. Părinții și-au făcut datorie, au sperat în Dumnezeu, dar vedeți planurile noastre. Acum, dacă Luca a făcut medicina, ce putea visa mama, așa ca un ideal foarte mare, copilul meu să devine ce? Doctor nu oricum. Deci nu felcer, să fie doctor unde? La cel mai tare spital din Cluj, ca să fim mai aproape, da? Mama ar fi fost, frate Iuga, dacă îl ajută Dumnezeu să văd că el salvează piciorul unu, dacă se face chirurg, degetul ăla la da? Domne, să apară el în ziar, nu știu dacă unele mame chiar visează, să apară odată pruncul meu la știri și să spună, domnul doctor a făcut asta, s-au ajutat atâția copii să se nască. Eu nu cred că i-a trecut lui mama lui Luca niciodată prin cap că Luca va apărea la știri, dar nu ca medic. Deși părerea mea personală e că el a terminat cu 10, a fost cel mai tare. Ca asta face Dumnezeu, adică nu ia neapărat cei mai tolomați oameni, stați să Și Pavel era super tare, spune, Viorele, dacă te uiți la cele lumești înainte, eu am fost, băi, cel mai tare, hai, caută-mă sus pe listă, nu mă căuta jos. Dar îmi place la el că și după asta, zice, adică, tot numărul unu am rămas. Prin Harul lui Dumnezeu am muncit mai mult decât toți, adică nu, unii știți, cei mai tare înainte de pocăință și după ce s-au întors la Domnul, pentru Domnul sunt ultimii, că Harul lui e mare. Nu, Har înseamnă să-L folosești, da? Nu știu dacă o apuca mama lui Luca să-l vadă pe Luca la știri. Dar nu ca medic, deși a terminat bine, dacă l-a văzut și cum l-a văzut. În prima parte, ca unul că mergea cu Pavel. Nici nu știu cum l, fi l a fi lămurit Pavel, dar avea Pavel și darul lui de a lămuri. Hai mă pruncul, o leacă cu mie misiune, cât să Ce nu mult, până la venirea Domnului Isus. Și când vine, vine repede. El l-a crezut pe Pavel și s-a dus. În prima fază poate nu, no, ci s-a dus să-i geanta lui ăsta. Poate mai și pansat pe undeva așa să aibă de o pizza, eu știu. Cred că și-o folosit și cunoștințele unde o trebuie să le folosească. Ori o prin ziua în care să vadă că Luca a scos o carte? Evanghelia după Luca. Nici nu știu, acum eu zic că a fost o mamă bună, sper că nu o plâns să spună, pruncule, pruncul meu, câți bani am băgat noi în tine să te faci doctor, te-o prostită asta de cap, te-ai să scrii cărți, dar cine o să citească, că nu are nimeni treabă cu Isus ăsta. Mă că, mamă, dacă mă ajută două, nu mai scriu una. Deci ești dus de tot. Dacă ar trăi acum mama lui Luca și să-și dea seama că băiatul ei, care putea fi cel mai tare medic, ascultând de glasul lui Dumnezeu, n-a ajutat să se nască o mie de copii. Era foarte fain. Oare cât s o fi ajutat Luca prin scrierea lui să se nască din nou? n-a ajutat să-i salveze cuiva un picior, o mână, o ureche, să scape de o durere la ficat, deși e foarte important lucrul ăsta și era super. Și dacă pentru unii așa e planul lui Dumnezeu. Ci Luca, folosit de Duhul lui Dumnezeu prin scrierea lui, a ajutat oameni să fie salvați de la iad. Oare câți? În 2000 de ani, oare câți? Oameni buni, să nu facem planuri mărunte pentru copiii noștri. Eu am, am o vorbă și sunt foarte serios chiar când glumesc. Noi la unii dintre copiii ăștia care ne fac figuri prin biserică ar trebui să le luăm autografe. Habar n-avem ce vor ajunge. Dacă noi îi vom învăța ce știm din cuvânt, ce trebuie, și apoi îi vom învăța să asculte de Dumnezeu, să devină copiii lui Dumnezeu, să stea la dispoziția lui Dumnezeu și să spunem, lasă-L pe Duhul Sfânt să te conducă, să te folosească. Avem noi habar ce pot deveni copiii și nepoții noștri? M-a rugat cineva să dau un interviu la România Actualități, parcă, de ce pocăiții fac copii? Și i-am dat o grămadă de motive și am spus, unul din motive, sigur nu toți, că suntem diferiți, am spus, știți cum, noi vedem copiii ca un ogor. Noi nu vedem copiii ca hoți, că ne fură timpul, că ne fură bucuria, că ne fură părtășia, că ne fură banii. Ei le iau pe cinstite, noi suntem aia care îi dăm, dar nu, ne Hai să nu intrăm în detalii, da? Și unii, bă, dacă mai am un copil, în fură și aia, îmi fură și n-am concediu, n-am cu Păi dacă îl vezi hoț, normal că te fugi de hoț, de bandiți, le-ai da în cap și la aia care aici, de dacă toți sunt hoți și îți asta. Dar dacă zici, stai mă, eu sunt partener cu Dumnezeu, copilul este un câmp de investiție, dacă mi-l dă Dumnezeu, eu pot împreună cu Dumnezeu să investesc în următorul primul ministru al României, în următorul care va conduce de la Bruxelles, în următorul, în următorul, voi vă uitați așa la mine că nu credeți. Dar de ce nu credeți? Că ascultați-mă, eu am învățat asta de tânăr. Dracu crede în copiii noștri mai mult decât credem noi. Și de unde am învățat-o? Știi de unde? Faraon știa că trebuie să se nască un lider care să scoată poporul din Egipt, corect? Și mai știa ceva, că va fi cum? de sex masculin, băiat, corect. Știți ce nu știa? Numele. Care băiat? Și știți ce o zice dracu? Pentru că nu știu cine este, adopt următoarea mentalitate. Orice băiat ce se naște în poporul evreu poate fi Moise, eliberatorul. Îi omor pe toți. Auzi ce gândire la satana. Oricare poate deveni Moise. Deci voi lupta împotriva tuturor. Și nebunia asta se repetă, știți când? La nașterea lui Hristos. Când Irod dă nebunia aia, nu zice, păi oameni buni, dacă eu nu știu exact care e Isus, stau liniștit, că nu vreau să fac greșeli. Și ce spune el? Vă duceți în zona respectivă, și de la doi ani în jos, că după spusele magilor, cât o fi spus, eu spus, eu îmi iau o mage de siguranță, de la doi ani în jos, orice băiat care mișcă, îl omoriți. Că oricare poate fi Iisus. Păi de ce nu gândim noi așa? Se spui, băi, nevastă... Deci așa mă doare capul cu el. Stai mă că leagă în următorul dirijor de cor. Ție nu-ți place corul? Ba da, zice și-i păducă corul din biserica noastră. Ce vremuri au venit, nu mai este Ce pruncul ăsta pe care le în tu e următorul dirijor de cor care revoluționează Dejul, România. O să-l vezi la televizor dirijind cât... O națiune cântări creștine. Nu azi, așa merită să mai investesc câteva nopți. Dacă te gândești, prăpăditul ăsta nu mă ascultă, pe la ce să te mai trezești noaptea? Imaginează-ți ceva frumos. Nu, ca să nu fi dezamăgit, spune așa, este un copil al lui Dumnezeu. Este un om, este un copil al lui Dumnezeu. Este un câmp în care investesc și Dumnezeu nu va rămâne dator. Corect? E o altă perspectivă, o altă gândire. Cum privim la copiii noștri? Aș vrea să avem cele două idei practice. Vom pleca din lumea aceasta. Faptul că plecăm nu înseamnă că vom înceta să vorbim. Morții vorbesc. Dar nu poți vorbi bine după ce ai plecat, dacă ai vorbit rău înainte de a pleca. Nu poți vorbi ceva frumos dacă ai tăcut înainte. Dar nu numai noi, și cei din jurul nostru vor pleca. Ei vor vorbi în funcție de cum i-am influențat noi. Cel puțin până la o anumită vârstă. Ei fac în funcție de cum îi influențăm noi. Cum ne creștem copiii ca să continue cu o mărturie frumoasă și apoi să se maturizeze și chiar după că plecare? Știți, apropo, dacă tot mai vreți un argument, știți ce spunea Petru? Petru și-a propus, tu ești o leacă prea tânăr, dar tu nu prea. Tu trebuie să te gândești, după acum, la ce a zis Petru. Zice, vreau ca și după plecarea mea să vă aduceți aminte. Nu tu să te gândești așa, dacă în șapte ani ar trebui să pleci din Dej, ce ar trebui să le predici de ăștia, ca și după ce pleci, ei să nu te uite. Să zică, domne, atâta, atâta am vrea să uităm, dar atâta ne-au băgat în cap chestiile astea, că nu, fratele îi dus de la noi în altă parte, unde l-a trimis Domnul și noi nu putem uita lucrurile astea. Petru spune, vreau după plecarea mea să țineți minte niște lucruri. Ce-aș vrea să țină minte oamenii după ce plec eu? Uneori mă gândesc, bă, Iuga ăla nu știa cât e ceasul. Când veni, hai, te apuca groaza. Dom'le, mi-ar părea rău să țin minte asta, știi? Da, mi-ar părea, bă, ăla chiar zicea cu pocăință, trebuia. Zicea pe chestia aia, zicea pe chestia aia. Și să vrei să uiți, așa să-i spui copilului, ca un copil să spună, frate Iuga, mi-am propus să uiți sfaturile lui mama, și? Nu le pot, de atâtea ori mi le-a dat bine, nu mi le-a dat rău, cu creativitate, cu înțelepciune, cu zâmbet, cu lacrimi, cu... dar de atâtea ori mi-a zis, pe cum credeți voi că ucenicii au știut învățătura lui Hristos? Credeți că toți au fost cu lepturi până la ei și au luat notițe? Eu știți ce m-am gândit la modul practic, tu mă poți contrazice. De atâtea ori au spus Iisus adevărul în prezența lor trei ani și jumătate, că ăștia frate și dacă ar fi vrut să uite, nu a putut, vă zic, de atâtea ori l-am auzit pe Hristos, vorbind adevărul acesta, că nu, nu mai putem uita. Asta făcea și Pavel cu ucenicii lui, da? Și chiar uneori în biserică spune, le știți, dar eu vi le repet din nou, vă este de folos. Așa a făcut și Petru. Să ne gândim cum trăim, soluția este numai Dumnezeu, cuvântul lui, adevărul lui, că altfel o să vorbim prostii și în viață și după ce plecăm. Ne gândim ce mărturie lăsăm noi în urmă și ne gândim cum îi influențăm pe cei din urma noastră, că sunt copii, că sunt tineri, că sunt alții, cum îi influențăm ca ei să aibă o mărturie frumoasă pro-Hristos, pentru Hristos și când trăiesc și după ce mor. Și acum o să revin la predica fratelui, că ne-a chemat la pocăință, nu știu... La ce v-ați gândit voi când ați făcut rugăciunea de pocăință? V-ați gândit careva să ne pocăim că nu ne-am crescut copiii bine întotdeauna? E, curios, Există cineva care s-a pocăit și a spus, Doamne, mi-ai dat copii cu tare, îmi pare rău că am fost prea aglomerat cu alte lucruri, am investit în ghiozdane, în adidea și în cutare, trebuia să investesc mai mult în copil și copiii mei. Există cineva, așa sunt curios, care ne-am pocăit în dreptul copiilor. A nu, că toți suntem părinți perfecți. Copiii noștri nu sunt perfecți, nu? Păi poate copiii noștri nu sunt și pentru că n-am fost noi ce trebuie sau n-am făcut suficient n-am făcut la timp. Nu, nu vreau să pun cenușe pe capul nimănui, nu vreau să ne inventăm păcate, dar dacă stau în fața lui Dumnezeu, pot spune că am făcut chiar tot ce trebuie la timp sau poate asta ar fi un moment de pocăință, dacă nu m-am pocăit. Și mai am o întrebare. Știți cumva pentru ce ne-a lăsat Hristos aici pe pământ? E o întrebare retorică, dar știți cumva pentru ce ne-a lăsat Hristos pe pământ? Ideea aceea cu mergeți în lume, predicați Evanghelia, faceți ucenici, mai, mai e valabilă sau nu mai e? Da? Și atunci, tot înainte de rugăciunea, de pocăință sau de mulțumire, întrebarea mea, săptămâna trecută, la câți în mod intenționat le-ai vorbit despre Isus Hristos? Să știți că nu m-ar deranja să ridicați o mână. Să spuneți, frate Iuga, mulțumesc lui Dumnezeu, săptămâna care s-a încheiat, în mod intenționat, nu așa că mi-a scos Domnul în cale. Asta cu scosul Domnul în cale e faină, dar nu cred în ea așa când face Dumnezeu o minune. Și să vă spun de ce. Pentru că, surorilor, voi nu cumpărați castraveți când vă scoate Domnul în cale o doamnă care vinde castraveți. Pe bune. Nici nu cumpărați roșii sau legume sau fructe când vă scoate domnul în cale. Adică mă duc la voi și văd că ați făcut o ciorbă bună și zic, soră, ți a scos domnul în cale pe una cu niște. Spui, frate Iuga, nu mi au scos domnul în cale pe nimeni. Eu am vrut să fac o ciorbă, am știut unde se vând zarzavaturile, m-am dus, le-am căutat, le-am spălat, le-am făcut și. Ah, că i s-ar strica acum, nu o să se strice tot timpul mașina lui aia la poarta noastră, nu o scos Domnul Gale, cale, da? Dar interesant, când e vorba de evangelizare, uneori parcă cel mai să-mi scoată Domnul în cale pe cineva. Dar ce voi, nu știți unde sunt păcătoși? Trebuie să vi scoată Domnul în cale în fiecare zi. Cum să vi scoată? Să vi aducă, să-i parașuteze la poartă, oricum ați fi aglomerați, să vi aducă în grădină, unii, n-aveți vecini nepocăiți la care le știți telefonul, știți unde e soneria, aveți colegi pe stradă, la școală, colegi de bancă. Cum, cum să vi scoată Domnul în cale? Întrebarea mea, dar în mod intenționat să spui, vineri după masă, de la 2 la 4 de mă ține Domnul în viață, am pus deoparte un timp pentru Domnul și mă duc să caut să-i vorbesc cuiva despre Hristos. Asta înseamnă intenționat. Hristos n-a spus, verele, eu mă trezesc prin mila Tatălui și dacă Domnul îmi scoate în cale pe cineva și nu o să mă deranjeze și nu-i prea păcătos, eu mă duc și vestesc Evanghelia. Hristos îi căuta pe oameni. E adevărat când Hristos primea în față un bolnav care venea la el, ieșea în cale, s-a atingea de el, dar și ce face Iisus în sărbătoare foarte mare? Nu așteaptă să-i trimită tatăl bolnav, se duce el în scăldătoare, la spital, acolo unde era nenorășirea, Ca a știut Hristos unde să se ducă. Eu cred că dacă noi pocăiții, mă refer la evangeliști, trebuie să ne pocăim de ceva, unul din păcate este păcatul tăcerii. Ascultați că aveți copii, copilul David acesta, foarte curând o să audă glasul lumii, o să audă toate prostiile lumii, toate mizeriile lumii. Și nu aveți cum să-l scăpați de asta. Știți ce puteți să faceți voi? Să tăceți sau să fiți vocea lui Dumnezeu pentru el. Și în timp ce el, când va ieși din casă sau va auzi vocea lumii să spună, da, asta e vocea lumii, dar tata și mama mi-au spus vocea lui Dumnezeu. Dumnezeu vorbește, oameni buni. E adevărat că lumea vorbește pe toate difuzoarele lumii și noi, pocăiții, știm gândurile și planurile și ideile lumii și dacă nu ne-am dus niciodată la cursuri, pentru că toată ziua le auzim în jurul nostru. Știți care este nenorocirea? Că Dumnezeu nu vorbește în megafoanele cerului. Dumnezeu vorbește printr-o carte. Câte vreme cartea aceasta e închisă, Dumnezeu nu vorbește. Când se deschide cartea, Dumnezeu vorbește. Dumnezeu vorbește prin biserica Lui, prin cei mântuiți. Amin? Câte vreme noi tăcem, înseamnă că Dumnezeu nu vorbește. Oamenii n-aud vocea Lui Dumnezeu, pentru că eu și cu tine, care trebuie să fim vocea Lui, tăcem. În momentul în care noi deschidem Scriptura, suntem la dispoziția Duhului Sfânt, ne luminează Duhului Dumnezeu. Când noi ne deschidem gura, noi trebuie să fim lumina lumii, noi trebuie să fim vocea lui Dumnezeu pentru cei din casa noastră și pentru cei din generația noastră. Aș avea o rugăminte seara aceasta, că nu vă pot porunci, v-aș porunci dacă aș putea, să ne pocăim de tăcere. Unii, foarte interesant, că suntem vorbăreți și tăcuți în același timp. Când e vorba de cele lumești, pământești, fratele meu și sora mea, avem decibeli. Avem timp. Chiar și când e vorba de junghiurile noastre. Dacă ne mai întâlnim să mai povestim câte junghiuri, avem și câte medicamente, ne-o scris doctorul pe rețetă, de la o anumită vârstă putem vorbi ceasuri întregi. Despre faptul că ne mai doare sau nu ne mai doare. Când e vorba de a prezenta Evanghelia, care este o Evanghelia harului, îndurării. Nu toată ziua trebuie să vorbim despre judecata lui Dumnezeu, deși e adevărată. Și nici în biserică nu se predică tot timpul despre judecata lui Dumnezeu, deși e adevărată, e autentic, o să vină, o să fie dreaptă. Ni se cere să vorbim despre bunătatea Lui, despre îndurarea Lui, despre mila Lui. Să le spunem oamenilor că încă este o perioadă de har să se pocăiască. Întrebarea este, de ce suntem atât de tăcuți? Am uitat oare versetul că cine se va rușina de mine? Continuați voi? Și ce se va întâmpla? Ai tăcut tu, tace și Domnul. Nu să spună, este fica mea, este fiul meu, îi viau cu mine în slavă. Și ascultați-mă, dacă în ziua lui Dumnezeu tace Hristos și nu vorbește pentru noi. Dacă în ziua aceea nu ne zice El, veniți binecuvântați suntem terminați. N-am venit să vă pun cenușă pe cap, nici să fac ore de dirigenție. Doar am venit să vă spun, dacă nu v-ați prins că suntem trecători, că nu vom înceta să vorbim nici dincolo, nici pentru cei de aici. Ce mă rog lui Dumnezeu să trăim în așa fel că atunci când vom pleca, pentru cei de aici să avem doar de bine, din adevărul lui Dumnezeu. Dar asta înseamnă să trăim acum. Și când vom pleca și vom ajunge dincolo, să-i putem spune lui Dumnezeu Tată și El să spună Fiule, să nu spună nu v-am cunoscut. În Evanghelia după Luca, în capitolul 13, e prezentat un paradox. Oameni care câte vreme au putut să vină la Hristos să se pocăiască, n-au vrut niciun să se pocăiască. Și apoi spune că în ziua aceea toți au vrut. Și am zis, de ce atunci nu acum? Adică acum pot să mă pocăiesc, acum pot să... De ce nu? Acum, de ce în ziua veșniciei când lângă cele ce v-am spus, aș vrea să încerc să vă ajut. Știu că uneori nu este greu, mai ales dacă n-am mai făcut lucrul acesta, n-am mai vorbit cu oamenii. Avem atâtea idei, atâtea preconcepții în cap. Aveți câteva materiale acolo care le puteți lua să le folosiți ca un cârlig. Duci cuiva o carte de la biserică, ca pretext. Poate unei familii duci o carte pe familie, unui tânăr duce o carte și spui, am fost la biserică, m-am gândit la tine și m-am gândit, poate te ajută materialul ăsta să începi o relație cu Hristos, să întărești relația ta cu Hristos. Îmi pare rău că n-am la mine o carte, dar vă recomand altă carte. O carte cu rugăciuni inspirate din textul biblic. Pe mine mă ajută foarte mult. Ca să nu borborosesc, să nu bat câmpii, mă ajută și să-mi spună alții, ce să mă unesc în rugăciune, dar să iau Scriptura, să o deschid, să rămân cu ochii deschiși în Scriptură. Că dacă rămân cu ochii deschiși în Scriptură, e ok. Dacă mă uit după cior, nu mă pot ruga, da? Dacă mă uit în Scriptură și când citesc în Scriptură, să mă uit acolo să spun, Doamne, așa aș vrea să fiu și eu. Mă uit un pic mai jos, ca ăștia n-aș vrea să fiu. Și dacă iau versetul ăla cu vai de voi, spun, Iisus, eu nu vreau vai, Bun, dar de ce? Vai de voi, cărturari și farisei fățarnici. Nu, eu nu vreau să fiu fățarnic. Te rog ajută, mă spune, să te rogi pe textul Biblii. Poate chiar o carte de rugăciuni, să o dai cuiva. Oamenii se roagă jurul nostru, să știți. Chiar cei care credem noi. Apropo de să nu ne dăm noi prea mari, sunt oameni care poate se roagă mai serios ca noi, de mai multe ori ca noi, mai perseverent ca noi, dar poate nu se roagă Biblică, nu i-a învățat nimeni. Nu le-a spus nimeni să nu se roage la un sfânt, nu le-a spus nimeni să nu se roage în felul respectiv. Poate pe unii învățăm, nu prima dată să devină pocăiți ca noi, poate învățăm să comunice biblic cu Dumnezeu. E un pas, dacă începi să vorbești ce trebuie cu Dumnezeu, deja Dumnezeu te va călăuzi. Știți regula, luați ce credeți că puteți folosi, eu m-aș bucura să luați, ca să nu aveți scuze că nu aveți nicio metodă, puneți acolo în cutie ce puteți dărui ca să tipărim, să dăm și la alții. Dar înainte de a face aceste, vreau să avem un, încă un moment de rugăciune. Să-i mulțumim Domnului că ne-a ținut în viață, că suntem cu mintea limpede, încă mai avem libertate, încă mai avem pace, mai avem ce mânca, avem atâtea că ar trebui mult să stăm. Și poate lângă toate lucrurile pe care le avem, cu smerenie să spunem, Doamne, îți mulțumesc pentru lucrurile frumoase care le-am făcut. Unii ați făcut lucruri frumoase pentru Domnul. mulțumiți Nu cu mândrie, cu smerenie spune, uite prin harul tău ce am reușit. Poate unii ați încheiat o tabără cu copii, alții ați sfătuit pe doi tineri în vederea căsătoriei, alții ați vorbit cu o familie, ați mângâia pe cineva. Mulțumiți lui Dumnezeu că v-a ajutat lucrul acesta. În același timp, dacă undeva trebuie să ne pocăim, fie că e vorba de aroganța noastră față de alții, fie că e vorba de tăcerea noastră, fie că este vorba de lucruri din casa noastră. Haideți în seara aceasta să profităm de faptul că încă tronul pe care stă Hristos se numește Tronul Îndurării. Nu mă întrebați cât va mai fi așa. Deocamdată pot să vă chem. Haideți la tronul îndurării să ne apropiem de Dumnezeu. Va veni o zi în care tronul se va schimba. Va fi tronul dreptății. Atunci, nu o să mai vorbesc eu, nu o să mai vorbești tu. O să vorbească ce am făcut pe pământ și atitudinea noastră. Și. Chiar dacă după asta va urma actul de binecuvântare și ne vom ruga, propunerea mea este, după ce ne rugăm pentru noi, poate așa un gând scurt, Doamne, ajută și familia fraților noștri să-și crească copiii și pe David, cum vrei tu, și apoi fratele va proceda. Oricum am trecut peste ceas, nu e nicio problemă. Haideți să ne ridicăm la rugăciune.